nici nu vrea să se testeze. Este din opțiunea personală. Locului, din capul locului cinste, actorului și omului Carmen Tănase. De ce? Pentru că se spune undeva în Biblie, comenta cineva, zice, dacă cineva îți dă o palmă peste obrazul stâng, întoarce-l și pe cel drept. Dar spunea, bine, bine, ca să-l întorc pe cel drept, trebuie să-l am. Trebuie să am obraz ca să am ce întoarce. Așa e și cu doamna Carmen Tănase. Ca să pot să-ți permit să renunți la o filmare, trebuie să fii actor. Trebuie să fii actor mare. E în clipa în care ești actor mare, în mod evident știi ce să faci ca să nu scalci pe demnitatea ta, demnitatea devenirii tale treaptă cu treaptă. De astfel de oameni are nevoie societatea ca modele. Oameni deveniți în profesiile lor. Dar și doamna Carmen Tănase, indiferent cât de mare actor este, cât de mare actriță este, trebuie să-și plătească facturile. Dacă refuzează o filmare, mâine alta s-ar putea să te trezești că n-ai cu ce să mai achiziți facturile. Domnule Terfeș, dumneavoastră, cum vedeți?